Suntem în campusul universitar al Universității California în Berkeley, San Francisco, și ne aflăm într-un loc care trece de multe ori neobservat. Vreau să fac o mică paranteză. În momentul actual există două tendințe care se bat cap în cap, și anume dreptul la liberă exprimare și dreptul la intimitate sau privacy. Din câte am observat, pe termen lung, dreptul la liberă exprimare câștigă, în sensul că suntem tentați să dăm frâul liber sau să pretindem să cerem dreptul la liberă exprimare, și în același timp suntem tentați să renunțăm destul de ușor la dreptul la intimitate. Acest loc este despre dreptul la liberă exprimare. Londra are locul ei special pentru free speech. America are locul ei special pentru free speech și este acest loc din Berkeley. Este un loc în care se află o piatră. Este un loc, un cerc cu un tub imaginar. Eu în momentul ăsta mă aflu în interiorul tubului. În jurul meu este un aer al libertății, al libertății de exprimare. Așa că atâta timp cât stau în cercul acesta, stau pe piatra asta, pot să spun orice fără să fiu acuzat de nimic, fără să fiu condamnat, fără să-mi ceară nimeni socoteală pentru ceea ce spun. Așa că aici, acum, pentru unica dată, voi spune ceva. Îmi plac cartofii prăjiți. Vreau să vă mai spun că știu câteva sute de țări care ar trebui să aibă cel puțin un loc al ăsta, sau mai mult, libertate de exprimare. Pe una dintre ele o cunosc foarte bine.